Richard Nicolau are 28 de ani și afaceri de jumătate de milion de euro pe an. Profesia lui, antreprenor. Businessul său a început în urmă cu 3 ani, cu o căutare pe Google. Așa a dat de creșterea racilor ca idee de afaceri. Acum are 4 lacuri cu raci concesionate, 3 restaurante în București și Mamaia, 28 de angajați și distribuie raci în hipermarketurile din toată țara. Cea mai recentă afacere este în sectorul educației. Aduce găini vii în grădinițe particulare într-un program în care copiii se joacă, descoperă și învață cum sunt crescute păsările. Deși el a început cu noua lui afacere, Richard susține că și aceasta va fi profitabilă. Pe tânărul patron l-am găsit la o grădiniță particulară din București, arătându-le celor mici care-i treaba cu găinile. Unchiul meu are copil. Multe persoane din jurul meu, eu având 28, am prieteni de 30 ceva, s-au pus la casă lor și au copii. Și am văzut cam cât de mare e interesul și că tot ce fac polarizează în jurul copiilor. Și mi-a venit pur și simpla idee de a face un program educativ și cum. Mulți se plâng de copiii lor că nu știu, nu ating, n-ajung să atingă natura, nu știu. Văd multe în caiete educative, văd în tot felul de gadgeturi. Am văzut copii care știu mai bine ca mine decât mine să stea pe telefon, ceea ce mi se pare un pic anormal și nu cred că doar mie. Adică am văzut mulți că se și plâng de lucrul ăsta. Și am să fac un program educativ. M-am gândit eu ce animăluț s-ar potrivi, am găsit găina ca fiind foarte interesantă, am și citit în sensul ăsta mult despre găine și am văzut cât de multe poate să ofere. Excelent, se adresează grădinițelor private, da? Ca și program educațional și am făcut o grilă care undeva între 10 și 15 lei în funcție de numărul de copii care sunt arondați acelei grădinițe și se percepe o taxă pe care o suportă grădinița sau părintele între 10 și 15 lei pe lună de copil. Programul educativ la care s-a gândit Richard Nicolau se bucură de aprecierea clienților. În condițiile în care tot mai puțin copii din marile orașe mai au posibilitatea să vadă și să înțeleagă gospodăriile tradiționale de la țară, ideea omului de afaceri pare născută dintr-o cerință a pieței. Acum câteva zile noi am avut o temă și întrebați, pentru că trebuiau să spună un meniu, să-și spună meniu de dimineață, avea o omletă cu roșii, de unde luăm ouăle și roșii, au spus de la Mega. Îi văd pe ei cât sunt de fericiți și cred că săptămâna viitoare, de fapt aceasta este prima zi de proiect, o să mai fie și mâine și toată săptămâna, când o să adune ei dimineața ouăle, o să fie minunat. La antreprenorul Richard Nicolau, ceea ce este cel mai interesant este ușurința cu care se mișcă de la un sector la altul după oportunitățile de afaceri. Vinde raci prin hipermarketuri, are propriile restaurante, iar acum s-a orientat către acest program educațional. Dar Richard plănuiește să intre și în sectorul cercetării, unde sunt disponibile fonduri europene prin programul operațional Competitivitate 2014-2020. Eu n-am acces la fonduri europene, dar acum pe ce urmează să se întâmple pe 2015-2020 în noile fonduri, încă nu s-au afișat ghidurile, chiar intenționez să accesez pe patru segmente și să iau fonduri și așa aș sfătui ca toată lumea să ducă ori înspre programe guvernamentale susținute de statul român, care sunt și alea de 10, 15, 20 de mii de euro dacă ai până în 25 de ani. E un început, e ceva. Și fonduri europene mai mult. Pentru că să te duci la bani să-ți dea bani cu un startup, nu zice nimeni, nu-ți dă nimeni bani pe o idee. La bani nu sunt flexibile. Nu-ți garanții, n-ai ce garanții să le lași. Ai niște condiții, minim 2 ani de zile și trebuie să ai ceva în firma aia în spate. Și aceste programe de fonduri europene, către ce zonă sunt? Am cel mai mare proiect din cele 4. Pe zona de cercetare, eu ce vreau să fac? Eu am un produs care pe plan mondial e pe cale de dispariție din cauza poluării. Racul trebuie să crească în apele cele mai curate. Este chiar indicativ de apă curată. Dacă ai rac în apa aia, clar, apa aia este foarte curată. E și eu ce vreau să fac? Într-un parteneriat cu Universitatea de Vest, deja am un acord de principiu cu Universitatea de Vest, secția Biologie, da, din Timișoara,
cu domnul Lucian Părvulescu, chiar vreau să-l menționez. El este astacicultorul, el cel ce studiază cel mai bine racul în România și e recunoscut pe plan european și mă bucur mult că e prietenul meu și că l-avem aici în țară. Facem un proiect pe cercetare, cercetăm specia noastră, Astacus leptodactylus, pe care vrem să o îmbunătățim și pe care după aia vrem să o microindustrializăm și să scoatem un rac mai calitativ pe care să-l vindem. Eu gândesc, fac lucrul ăsta ca să câștig undeva peste 5 ani, să știu că am sigur raș peste 5 ani de zile. La ce valoare vezi la aceste proiecte? Proiectul acesta este de 67 de miliarde, undeva 1.600.000 de euro, 1.500.000 de euro, exact.